Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bine v-am regăsit la Fresh Access. Astăzi o să vă fac să vă gândiți puțin mai mult la sufletul vostru, alături de psiholog clinician Adriana Ionescu, Șerban Ionescu, dar nu vorbim despre orice fel de psihologie, ci despre psihologia creștină. Nimic fără Dumnezeu și nimic fără spiritualitate. Apoi o să învățăm să ne amenajăm balconul, nu? E minunat să ai un locșor acolo, un pic de aer, să-ți bei cafeaua dimineața, dar asta trebuie să fie o plăcere, așa că designerul de interior al lui Tăutu ne va învăța cum să ne amenajăm spațiul exterior, da? Balconul, curtea, terasa. O să însuflețim păpuși cu actorul păpușar Tudor Ostafie și o să-l cunoaștem pe omul din spatele campionului Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Cultură și Fitness. Începe Fresh Access! Bine v-am regăsit! Ce bine este acasă, da, așa în cealaltă este. Casă. În cealaltă casă. Peste acum, tot e bine în, atâta timp cât suntem împreună, nu? Suntem într-una la din cafea? Camerele casei. Până da. Acum am stat într-o cameră mai mare, și... acum am venit aici unde e mai multă intimitate, mai plăcut. Și am invitat-o la noi pe doamna psiholog Adriana Șerban Ionescu. O să ne vorbim la pertun, nu? Pentru da. Că în altceva și constă la respectul. Dar la microfon neapărat. Okay. Este pornit. Okay. Nu știm dacă avem timp să mergem la psiholog așa cum ar trebui, așa că pentru telespectatorii A7 TV am invitat psihologul la noi. Vorbeam mai devreme la machiaj despre psihologia creștină și glumeam așa că e un pleonasm. Ar trebui să fie un pleonasm, nu? Psihologia aceea clasică față de psihologia în care pui spiritualitatea pe primul loc. Haideți să facem puțin diferența dintre cele două. Da, cred că e important să ne dăm seama cât de, cât de importantă este latura aceasta spirituală a noastră, a oamenilor și nevoia după spiritualitate. De fapt, și studiile spun că e o resursă atât de importantă și psihoterapia merge mult mai bine atunci când, iată, când accesăm această resursă spirituală a oamenilor. Credința în Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, da, dă mai multă profunzime, greutate, stabilitate. Tu ai terminat psihologia clasică, nu? Și faci consiliere și în zona, hai să spun, științifică. Psihologia științifică sau are o altă denumire? Clasică? Clasică, da. Dar există o anumită specializare, cum ar fi psihologia creștină? Pentru că eu nu am mai auzit. Da, din păcate nu există încă la noi, adică acreditată de Colegiul Psihologilor din România. Sperăm că poate la un moment dat se va întâmpla și lucrul acesta să fie dar acreditat. Dar în afară există? Da, în afară există lucrul acesta. Da, cum ai ajuns tu să faci psihologie creștină, să consiliezi spiritual, ca să spun așa, pacienții? Trecând eu însumi prin anumite experiențe din care mi-am dat seama că nu pot exista fără Dumnezeu. M-a făcut să caut mai mult în această direcție și am avut parte de cursuri foarte faine, foarte frumoase la facultate în care se aborda și tema aceasta. Și mai departe, da, la procesul meu s-au adăugat tot felul de experiențe și la un moment dat, iată, am dat peste acest, sau mă rog, peste un institut de consiliere creștină care funcționa aici la noi în România. Prima dată nici nu știam exact unde este localitatea unde se desfășura la momentul respectiv, Schellenberg. În fine, am luat legătura cu cei de acolo și m-am dus pentru că tocmai lucrul acesta vreau să-l îmbin și anume psihologia și partea creștină sau partea spirituală. Și iată, acolo am găsit această combinație. Trebuie foarte faină. Trebuie să fii foarte credincios. De exemplu, dacă vine un pacient la tine, îl întrebi pentru ce optează sau e suficient să crezi că există divinitate, că există Dumnezeu și atunci poți accesa anumite resurse în interiorul lui? De fapt, tu ce accesezi la cel care vine la consiliere?
Accesez toate resursele sau caut în primul rând toate resursele unei persoane, da? Sigur, ajung și la partea aceasta și numai dacă persoana respectivă este dispusă să vorbească despre acest domeniu din viața ei, atunci sigur abordăm și subiectul acesta. Dar care sunt instrumentele? Adică ce accesezi? Iubire, compasiune, nu știu, întoarcerea la rădăcini? Despre ce vorbiți exact? Cum vindeci o persoană anxioasă? Uite, cum vindeci o persoană anxioasă prin psihologie creștină? Așa cum spuneam, va fi această accesare a resurselor și pe partea creștină și abordarea pe care o avem este, pe care o am în cabinet și care ține de partea aceasta spirituală. Nu știu dacă neapărat există instrumente specifice, ci instrumentele sunt acelea prin care omul să se cunoască mai bine, da? Să-și dea seama de felul în care funcționează el, de anumite convingeri pe care el le are. Asta nu se întâmplă și în psihologia clasică, adică da, abordarea? Da, pentru că este o combinație, da, o combinație între una și alta, da, între, pentru că și partea aceasta spirituală, da, o combinăm cu partea din psihologie, adică sunt instrumente și din psihologie. La pachet combinația asta, care e plusul? Oare rugăciunea este un instrument care stă la bază, esențial? Sigur că și rugăciunea, citirea din cuvânt, da, pentru cei care sunt creștini practicanți. Deci efectiv dacă vin și optez pentru psihologia creștină, citim din Biblie împreună anumite pasaje? Nu, dar facem referire. De ce credeți? Zici că merge la biserică, adică... Da, nu știu de ce. Biblia nu se citește doar la biserică și nu se studiază, cred că... Da, dar cred că asta e ceva personal, dacă alegi să studiezi în Biblie. Ideea este că asta cumva e un stil de viață, adică asta face acasă. Da, da, dar și când mergi la psiholog, te duci la... Adică mă la biserică. Nu, mai puțin. Deci vin persoane care sunt practicante, da? Deci foarte multe persoane, pentru că suntem cunoscuți în comunitatea aceasta, da? Și oamenii vor să vină la un psiholog care este creștin, da? Deci mă adresez în primul rând acestor tipuri de persoane. Deci vă adaptați categoriilor de persoane. Exact, nu o să încep să-i spun din cuvânt sau din Biblie sau unor persoane care nu au citit niciodată sau care nu știu. Uite, spre exemplu, stăteam și mă gândeam ce lipsește din psihologia clasică sau ce așteptare aș avea eu de la tine dacă vin. Cu siguranță, dacă sunt o persoană anxioasă, cu teama de abandon sau, nu știu, ipohondru, că se poate, da, trebuie să vindeci și partea asta. În momentul în care tu mă faci să înțeleg că mai presus este o forță, este divinitatea, Dumnezeu, care are grijă de mine și niciodată nu sunt singură și mă protejează de lucrurile care, nu știu, de care eu nici nu am cum să mă gândesc, să-mi imaginez că s-ar putea întâmpla. Da, ajută foarte mult. Și te conectezi la sursă foarte mult, este esențial. Da, sigur, dar pentru persoanele pentru care face sens lucrul acesta, da? S-a întâmplat să vină o persoană care n-avea nicio treabă cu zona asta spirituală și să reușești să o îndrumi către divinitate? Către Dumnezeu? Nu neapărat. Nu cred că rolul meu este să o îndrum, ci rolul meu este de a accesa aceste resurse ale persoanei respective și de a respecta, sigur, până la urmă, viziunea fiecăruia. Da, asta zic că eu cred că asta ar face un pastor sau un preot, adică te duci la preot, dar vrei să fii îndrumat către Dumnezeu. Da. Cred că să găsești vin la tine un om pentru vindecare. E minunat să găsești un om ca tine să te deschizi și să te înțeleagă și tu să fii creștin, pentru că sunt foarte mulți psihologi care poate nu accesează partea asta. Despre asta e vorba, în esență, da. În primul rând pentru tipul acesta de persoane. Exact, pentru că se duc uneori la psiholog și nu înțeleg zona aceasta, așa cum înțeleg eu și împărtășesc viziunea, credințele și așa mai departe. Și abordăm într-o astfel de situație, sigur, partea din cuvânt sau facem referire la adevărurile, dar niciodată nu o să impun sau nu o să vin cu astfel de resursă. Nu la asta mă referam, dar sunt sigură că sunt foarte mulți creștini care în momentul în care se duc la psiholog nici nu se gândesc
cât de importantă este partea spirituală. Și ca să te vindești pe termen lung, da, nu pe termen scurt, pentru că ok, crește încrederea în sine, te ajută foarte mult psihologia clasică, dar pe termen lung trebuie să te agăți de ceva mult mai puternic. Sigur, e bine să ne dăm seama că da, pe termen lung ne ajută lucrul acesta, dar depinde de fiecare persoană în parte, unde a ajuns, nu știu, cu nivelul de cunoaștere, cu nivelul de experiență. Trezirea spirituală. Asta o cred că o las în, nu cred, ci o las în mâna lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i călăuzească, să-i aducă în acel punct, da. Eu sunt pregătită pentru acele persoane care sunt în punctul acela, da, în care putem să discutăm și să abordăm zona aceasta din viața persoanei respective. Sigur că eu în înțelegerea mea, dar e înțelegerea mea și nu vreau să o impun nimănui, da. Care e deschiderea oamenilor către psihologia creștină? Sunt foarte mulți deschiși, da, către partea aceasta. Bine, vorbesc în primul rând de persoane care cunosc pe Dumnezeu și sunt abordate. Creștini practicanți, da. Dar am fost surprinsă să văd că și oameni care poate n-au știut că vin la un neapărat la un psiholog creștin, pentru că eu sunt și psiholog, punct, și atât, da. Sau clinician, sau psihoterapeut. Și să întreb, bineînțeles, pentru că așa fac prima ședință, partea aceasta de evaluare, și caut resurse în zona de muncă, în zona de relații, în zona de cuplu, da, de relație intimă, relația cu sine și relația sau partea aceasta spirituală. Și atunci îmi dau seama dacă persoana respectivă, iată, putem găsi acolo o resursă sau nu putem accesa. Vin și cupluri? Sigur că da. Sigur. Deci consilier și cupluri. Consiliez și cupluri, însă, da, să zic, prima dragostea mea din punctul acesta de vedere al profesiei sunt copiii, părinții. Bine, acum sunt mai mult adulți cu care lucrez. Cum e lucrul cu copiii pe zona asta? La fel ca și cu oricare alt copil. Sigur că, da, sunt copii care sunt învățați de părinții lor să creadă în Dumnezeu și sigur atunci vorbim și despre lucrul acesta sau ne jucăm sau depinde de... Un psiholog creștin abordează și partea asta de hipnoză, pentru că știu că au reticență creștinii când vine vorba de hipnoză. Da, noi nu. Noi, mă refer când spun noi, consilierii creștini, da, pentru că de fapt eu aici reprezint o asociație, n-aș vrea atât de mult să vorbesc poate numai în numele meu, ci în numele asociației, care organizează niște cursuri de consiliere creștină, deci noi pregătim consilieri creștini. Da, nu agreem sau nu practicăm așa ceva. Deci o asociație cu mai mulți psihologi creștini. Și psihologi și consilieri, care nu sunt la bază psihologi, dar care dar cumva devin... asociația are abordarea asta spirituală, să înțeleg. Exact, exact. Și pregătește consilierii pentru biserici, da, pentru... Ok, foarte interesant. Și cât sunteți în asociație? Ca și echipă coordonatoare suntem 5 persoane, dar avem o echipă destul de numeroasă și urmează acum să formăm altă generație de consilieri creștini. Pentru a forma o generație este nevoie ca cei care vin să fi terminat o facultate de profil, nu? Și să fie ceva complementar? Nu, este vorba de aceste cursuri de consiliere creștină pe care noi le organizăm. Pentru a deveni la rândul lor... Da, în două cicluri de formare, unul de fundamente și apoi de avansați. Adică eu aș putea să devin consilier creștin? Da. Fără să fi terminat o facultate de profil? Fără să fi terminat, pentru că, de fapt, în partea de fundamente se adresează foarte mult creșterii și dezvoltării personale și ideea de a sluji în biserică. Deci trebuie să fiu în biserica din care faci tu parte? Nu. Nu okay. Este o condiție obligatorie. Oricine poate să vină, care agrează cu ceea ce facem noi acolo. Sigur că avem informații unde pot accesa site, pagina de Facebook, unde oamenii se pot documenta și pot vedea dacă agrează, dacă le place, dacă este pentru ei, dacă răspunde unor nevoi ale lor. Știm că depresia e boala secolului, da, și trăim într-o lume atât de alertă în care ne e foarte greu să gestionăm și partea spirituală și toate care vin la pachet. Care ar fi cauzele depresiei din punctul de vedere al psihologiei creștine?
În felul în care abordăm noi depresia, anxietatea, nu știu, partea aceasta de provocări, să zicem, ale vieții, ca să nu le spun patologie, este o abordare total diferită. Nu ne uităm atât de mult la cauze, cât ne uităm la scop. Scopul este o gândire evreiască, cumva, orientată, și întotdeauna omul când manifestă niște simptome, mă rog, asta este teoria lui Adler, de fapt, el vrea să obțină ceva, sau simptomele pe care le manifestă, spunea el, nu sunt problema respectivă, ci mijloace sau mijloace creative pe care omul le dezvoltă ca să, nu știu, să rezolve adevărata problemă. Și noi mergem la adevărata problemă, da? Depresia, anxietatea sunt doar niște simptome, niște lucruri, mijloace creative, cumva, cum le spunea Adler, de a face față, de fapt, adevăratei probleme cu care se confruntă persoana respectivă. Și adevărata problemă se referă la partea spirituală sau pur și simplu poate fi o problemă concretă? Pentru că, până la urmă, foarte mulți intră în depresie din cauza unor, într-adevăr, unor anumite probleme specifice. Care le declanșează, da. Da, exact. Adică, te referi la probleme de natură medicală? Emoționale, traume, cine știe ce a suferit persoana respectivă? Într-adevăr, depresia are anumite simptome, e normal. Dar toate au legătură cu personalitatea, cu stilul vieții, cum spunea Adler. Da. Adică eu am o problemă datorită modului meu de a vedea lucrurile și a personalității mele, ceea ce pentru mine e o problemă, pentru tine s-ar putea să nu fie o problemă, da? Adică devine o problemă în funcție de personalitatea mea, da? Și noi de fapt mergem la această personalitate, la acest stil de viață, cum îl numea el, da? Și sigur că ele sunt legate, aceste probleme. Dacă am o problemă financiară, da, ea are rezonanță în celelalte domenii. Poate să aibă și în cea spirituală, da? Și mă uit și acolo despre ce ar putea fi vorba. Poate să fie relațională, poate să fie legată de sinele său. Asta cred că e abordarea clasică atunci când mergi la un terapeut și ai o problemă, de exemplu, ești în depresie, ca să vadă imaginea de ansamblu și să vadă exact care e problema, că nu știi tu ca pacient când te duci exact problema. Uh-huh. Psihologul trebuie să o afle. Da, exact. Și tocmai despre lucrul acesta e vorba, de a descoperi de fapt ce e în spatele etichetei. Da? Pentru că ne ajută cumva, mai ales în partea de psihiatrie, poate ne ajută să știm, iată, că suferim de un anumit... Dar fiind psihologi creștini, în tratarea tipului ăsta de problemă, aveți o abordare diferită, adică de exemplu, cum ar fi practica rugăciunii sau... Sigur că da, sigur. Partea și asta spirituală, cum o implicați în tratarea depresiei, de exemplu, sau anxietății? Sigur că facem apel și la acest lucru, da? La viața pe care, de credință pe care o are o persoană, da? Și vedem și cum este relația cu Dumnezeu, da? Cum se raportează la cuvânt, cum... iată, cum practică, da, și partea de rugăciune, cum practică, nu știu, tot ceea ce înseamnă viața de creștin, nu știu, a merge la biserică, a fi în comunitate, a fi parte din comunitate, pentru că și acesta e un lucru foarte important. În folosul comunității, da. În folosul, a sluji, a fi de folos celorlalți, pentru că depresia știm că e o centrare foarte mare pe tine, da, și nu-l vezi pe celălalt sau... Mă rog, sunt mult mai mulți factori care contribuie, dacă până la urmă să... manifestăm depresie. Știu că foarte mulți creștini spun că întotdeauna depresia e probabil cauzată de depărtare de Dumnezeu sau e într-adevăr reală afirmația sau nu știm. Poate să nu aibă absolut nicio legătură spirituală și într-adevăr să existe o reală... Poate nu se știe lucrul ăsta, dar atunci când te apropii de Dumnezeu există vindecare, asta e demonstrat. Amin. Adică poate nu-ți dai seama care că asta ți-a determinat, știi? Dar în momentul în care găsești ceva de care să te prinzi și să ai un sens pe lumea asta. E foarte mult legat de sens și de semnificație. Ajută foarte mult și ne ajută pe noi toți să găsim un sens și o semnificație vieții noastre, da? Pentru că atunci când trăim fără sens, atunci depresia e la ea acasă, probabil, sau... Sunt persoane care sunt poate la depărtare de Dumnezeu, mă refer, au lacune spirituale foarte mari și care în urma terapiilor făcute cu dumneavoastră sunt transformate și îl descoperă pe Dumnezeu și
care e efectul pe care îl vedeți în urma terapiilor? Pe termen lung. Pe termen lung. Da, nu pot să spun că am făcut studii sau cercetări pe partea asta, dar oamenii îmi dau feedback-uri, da. Sigur, nu toți, dar sunt oameni care, da, care sunt recunoscători și care, iată, spun faptul că au fost încurajați, faptul că au găsit, nu știu, lucruri care să-i ajute să continue, să se ridice de acolo din punctul în care sunt, să, da, să se înțeleagă mai mult pe sine, să se cunoască mai mult pe ei, pe ceilalți, iată și în relația de cuplu, pentru că ai spus puțin mai devreme de relația de cuplu, ajută foarte mult, da, să ne cunoaștem, să ne înțelegem. Da, yes. Abordarea asta ați avut-o întotdeauna după ce ați terminat facultatea? Care a fost procesul prin care ați ajuns, iată, la statutul ăsta? Da, înainte de a ajunge la varianta aceasta, eu sunt și psihoterapeut adlerian și în mare parte adlerian. Ce înseamnă? Psihologia adleriană sau individuală este psihologia fondată de Adler. Și da, funcționam în partea aceasta, după care, interesant că chiar m-am rugat lui Dumnezeu să-mi descopere calea, da, și am găsit exact combinația aceasta între, pentru că îmi lipsea partea aceasta de credință sau partea creștină și am găsit exact combinația aceasta creștin, da, de studiu biblic sau partea aceasta creștină și psihologia adleriană. Și a fost exact combinația dintre deci cele două. Deci ai terminat studiile și lipsea ceva. Exact. Nu aveai toate instrumentele cele pentru... Sau două puse una lângă alta și exact lucrul ăsta s-a întâmplat. Psihologia creștină cu deschidere mai mare, adică femeile au o deschidere mai mare către zona asta sau bărbații? Da, femeile. Femeile. În general către psihoterapie. Au femeile deschidere, da, și în cursurile de consiliere creștină să avem și, da, și bărbați și ne bucură lucrul ăsta, pentru că e nevoie, sigur, și de gândirea lor și de viața lor, cumva. Cred că în America probabil e foarte dezvoltată partea asta de psihologie creștină, pentru că am și citit câteva cărți ale unor psihologi creștini importanți de acolo, nu? Da, da. În state, într-adevăr, dar și în Germania. Noi, practic, suntem în colaborare cu Institutul German de Consiliere Creștină pentru Viață și Familie, ICELE. Și acolo e o școală foarte puternică de consiliere creștină și are răspândire în toată lumea. Mie mi se pare foarte frumos că oricine se poate înscrie la astfel de cursuri și poate deveni consilier psiholog. Și consilier creștin. Dacă dorește, dacă da. Nu dorește. În ce constau aceste cursuri? Ce învățăm exact? Prima parte este, deci să zicem, are așa un format, începe cu acest studiu biblic care dă direcția cumva a ceea ce vom studia după aceea în toată partea Biblia de psihologie. Sau doar nu, anumite teme din, da? Și foarte mult lucrăm cu familia de origine, da, ca să ne aflăm, ok, cum s-a format personalitatea noastră, da, care au fost convingerile pe care le-am tras despre noi, despre ceilalți, despre lumea aceasta, despre Dumnezeu. Și după aceea, primele trei, de fapt, sunt cu, așa, cu o tematică mai largă, da, de cunoaștere proprie și a celorlalți. Și apoi, de la cel de-al treilea modul, de la F3, se începe specializarea puțin, cum este purtarea unei conversații în consiliere, și pași spre corectare, da, pentru că acolo învățăm un instrument foarte important, aspectele stilului de viață. E un instrument foarte valoros pe care l-am învățat la această școală, acest institut, și care m-a ajutat foarte mult în practica mea cu clienții, fie că sunt creștini, fie că nu sunt creștini, pentru că sunt întrebări care țin de percepția personală și a celorlalți.
Dar asociația reprezintă un cult sau care e perspectiva doctrinală din care e abordată toată situația generală, creștină sau? Nu, este, ea se adresează dezvoltării emoționale și sociale, da? Și în cadrul acestei asociații, de fapt, avem aceste cursuri, dar avem și un alt proiect care e în derulare și o să vrem să ne extindem mai mult cu ajutorul lui Dumnezeu. Este un alt proiect, nu știu dacă e timp acum, mă rog, să povestesc despre... E vorba de promovarea sănătății în rândul preadolescentelor, să-și cunoască corpul. Asta e următorul subiect pentru emisiunea Fresh Access atunci când o să revii la noi. Mulțumim, am primit cu multă bucurie acest tratament pentru suflet. Ai ajuns în locul potrivit pentru că aici se vorbește despre lucruri frumoase, valori spirituale și poate nu întâmplător ne-am cunoscut. Adriana Șerban Ionescu, psiholog clinician, te mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și ca bonus, o să afli cum o să fie vremea. Super, de la Abi, colega noastră. Abi, te rog frumos, dai vreme frumoasă. Anisa Grăuraș, dragi telespectatori, vă spun sincer că mi-e tare drag să vă spun bun regăsit la rubrica Meteo dintr-un mediu natural. Să vă spun vremea pe bune și să vă arăt vremea pe bune, așa cum este ea. Și dacă tot suntem sinceri la Fresh Access, o să fiu sinceră cu voi și o să vă spun că vremea asta bună și răcoroasă și perfectă de vară nu o să mai țină mult. Spre finalul săptămânii se întoarce canicula și vom avea temperaturi de peste 30-35 de grade în toată țara, pe timpul zilei și la umbră. Însă, până acolo, mai avem încă câteva ore de vreme bună și nu ne rămâne decât să ne bucurăm de vremea asta bună. La noapte vom avea cea mai mare temperatură la malul mării, 18-19 grade. Și dacă e să facem un calcul, având în vedere că temperatura din aer este cu vreo 5 grade mai mare decât cea din apă, o să ajungem la concluzia că la noapte, dacă suntem curajoși, putem inclusiv să facem o bălăceală în apa mării. Dar până acolo avem în restul țării temperaturi ceva mai scăzute. Vom avea temperaturi de 12-13 grade în zona Transilvaniei, 13 în Banat și Maramureș, 14-15 grade în Oltenia și Muntenia, dar și 17 grade în zona Moldovei. Mâine temperaturile sunt ușor mai ridicate decât cele de astăzi, cu 1-2 grade, dar nu mai mult, pentru că vor crește progresiv gradele până la finalul săptămânii, însă doar cu câte 1-2 grade pe zi. Așadar, vom avea în jur de 23-24 de grade în zona Transilvaniei, 29 de grade în Timișoara, 27 Maramureș, 26-27 de grade vom avea în zona Oltenia-Muntenia și 28 de grade în zona de sud a Moldovei. La malul mării vom avea 26 de grade cu apa mării la 21 de grade, ceea ce face ziua de mâine să fie perfectă. Așadar, bucurați-vă de vreme cât o mai avem atât de bună și de la finalul săptămânii o să vorbim noi altfel despre caniculă. Mulțumim, Abi, pentru vremea bună. În continuare avem la Fresh Access un personaj foarte interesant. Tudor Ostafie. Am zis bine? Ostafie, da? Da. Nu Ostafie. Tudor Andrei Ostafie. Ostafie, așa, ai schimbat accentul ca să nu intrăm în eroare. Actor păpușar. Da. Unde ți-e păpușa? Acasă. Păi de ce ai lăsat-o acasă? Păi acum când am venit la București, n-am venit ca actor păpușar, am venit de data asta cu rolul de actor dramatic. Aoleu, cu un one man show pe actorie. Și păpușa ta nu se regăsește în rolul ăsta dramatic? Nu, când am încercat, eu am încercat să fac și o variantă acestui text pe păpușă, dar nu, textul nu avea chemarea păpușii și am decis să mă reîntorc un pic la actorie ca să mai echilibrez balanța. Cum o cheamă pe păpușa ta? Păi care dintre ele? Cam multe. Aia foarte multe. De care nu te desparți niciodată. Aia de care nu te desparți niciodată. Păi am o balerină marionetă cu fire pe care am botezat-o Isidora, care din ebraică înseamnă darul lui Isis. Am marioneta mea școală sau marionetă goală, cum spunem așa colocvial, pe care am botezat-o Otakar. Păi uite, ce nume? Este un nume danez.
care vine de la un rege, Otakar al doilea. În limba română? Ne-ai se pierdut. V-am pierdut, gata? N-ai și una română. Are acum. Nu. Pentru că, nu știu, Tudor, am o veste bună sau proastă, depinde cum o primești, pentru că n-ai venit cu păpușa ta. Așa. Îl ai pe domnul Titi. Wow, el este domnul Titi. Și eu cred că un actor păpușar poate însufleți orice păpușă. Da? Corect? Da? Așa că te rog frumos să dai viață lui domnul Titi. Ai grijă de el, că e păpușică, că este jucăria fetiței. Am găsit-o prin portbagaj și am zis, dacă nu vine cu păpușa, asta e. O să se împrietenească cu domnul Titi. Okay, e ceea ce trebuie? Da, e frumoșică. Așa? E un domnul Titi. Stai, cum îl descrii? Ia, lăsați-l un pic. Trebuie să le acordați un moment intim. Un moment între cei doi să se împrietenească. Pare așa ca un muncitor de pe șantier. Așa? Sau nu știu, hainele astea, nu, cred că e un explorator de fapt după pălărie. Crede-mă, sunt de firmă hainele. Sunt de firmă. Dinții? Da, pare... Te ajută la ceva? Păi dinții sau dintele? N-are doi lipiți? Are unul? Are unul. Avea doi, pe unul i-l-a scos fata, probabil. Da. Eu cred că lucrează la poduri și drumuri. Păi asta ziceam și eu la început. Doar că are și eșarfa asta la gât care mă trimite cumva cu gândul la cum erau cercetașii. Mm-hmm. Da, el e un cercetaș, de fapt. Asta e el, pălăria aia de safari, cum erau în emisiunile alea de pe Discovery cu "Somewhere here in the wild and that's an animal over there." Și da, așa e și el. Și poți să-i dai viață, să vedem cum... Da, pot încerca. Hai să vedem. Tudor Ostafie și domnul Titi în premieră și exclusivitate la Fresh Access. Cred că avem și un cadru foarte bun cu voi doi. Ia să vă vedem. Hai. Bine v-am regăsit la emisiunea mea. Astăzi o să testăm niște bruieni și o să le vedem aici, o să remiorsim. Mamă, da, ce rarități, ce ar să gustăm din aceste salaturi verdeți. Sunt foarte bune. Aceasta este o misiune de survival, noi aici supraviețuim în pădure. Ține-i tu microfonul, Iosif. Lui domnul Titi. Dar ce mă scapi? Dar ce-am pățit? Mă mănâncă? Unde mă mănâncă? Ah, mult mai bine. Pentru început e bine? Foarte bine. Mulțumesc. Și pentru sfârșit și pentru început. Simpatic, domnul Titi, să se bucure fetița de... Tu ești mai simpatic, chiar priceput, felicitări. Bravo, domnul Titi. Cine era individul? E râi. Hai, stai aici cu noi frumos. A, așa. Tu bun. Ai numai păpuși? De... Am păpuși pe mână și marionete cu fire. Și un domnul Titi... Domnul Titi clar este... Sau un domnul nu știu care... Păi domnul Titi, de exemplu, dacă m-aș fi luat o foarfecă și aș fi tăiat tot ce are în interior, cel mai probabil aș fi transformat într-o păpușă pe mână, clar. Aveți o foarfecă? Nu, dar să lăsăm pe domnul Titi în pace, nu îi facem. Corect, nu-l agresăm. Tu ești din Iași, da. Nu? Eu am avut ideea asta dată la Iași, aveam eu niște muțunachi tot așa de pluș și am zis când am dat prima oară la păpuș și... Nu-mi permiteam să-mi cupăr păpuși mai profesioniste de teatru și am zis că, domnule, hai să-mi fac micul meu teatru acasă, în camera mea, în care iau jucării de pluș, le tai și le lipesc înapoi cum mi-au venit și mi-au ieșit și mie niște păpuși pe mână. Și apuc eu să le tai, să le cos, mi-a ieșit ceva, cred că mai ceva ca în romanele horror Lovecraftiene mi-a ieșit. Le-am zis că nu-i bun. Tu ești actor păpușar, ai venit în București pentru un rol dramatic. Da. Am văzut pe canalul tău de YouTube că ești foarte pasionat de poezie, ai toate volumele lui Eminescu. Da.
Deci se înțeleg că te pasionează foarte mult ai autorul. Ai scos și tu cărți de poezie? Am scos o singură carte în 2015. Cum se numește? Poezii. Păi și cum o găsesc cu oamenii dacă se numește doar atât poezii? Păi, crezi că se mai gândește cineva să dea denumirea unei cărți în titlu poezii? Deci se găsește foarte simplu. Ideea asta a mers. Eu când am început să scriu, bun, hai să zicem poezie, da? Da. Rămânem aici. Nu am vrut să dau alt fel de titlu, cum se obișnuiește acum, nu știu, un titlu de poem sau un titlu de ciclu de poeme, pentru că eu scriu foarte diversificat. Adică într-o poezie pot să par cel mai super, ultra, mega îndrăgostitul, iar în al doilea să ajung chiar la stări de suicid. Adică ca și cum ar fi alt om care a scris cealaltă poezie și lumea e ceva genul, da, e același autor. Adică așa ești tu? Sunt laturile tale? Sau? Da, adică cumva, eu am scris, deci vreau să fiu efectiv sincer. Volumul meu de poezie l-am publicat cumva la îndemnul multor oameni din jurul meu. Eu nu l-am scris cu intenția să-l public. Prima oară, pur și simplu, eu doar scriam și am zis hai să le păstrez acolo într-un raft. Viața ta? Și despre viața mea și despre roluri și personaje, pentru că mai mult poeziile mele au început ca un atelier, ca un atelier de joacă în care pot eu să-mi creez și să-mi modelez stări. Deci nu aveam intenția, gata, al public, îl scriu intenționat cu un scop precis. Nu, a fost doar joacă ca să îmi creez niște personaje, să mă joc cu ele, să mă joc cu emoții, să jonglez cu emoții. O completare a zonei de actorie, nu? Exact, exact. Așa, ați spus-o cel mai bine. Dacă tu ți-amintești prima ta poezie și cel mai tare. Prima mea poezie, da... Că avem carte aici. Trebuie să fie prima. Păi stai puțin că poate a fost la 5 ani. Nu a fost chiar la 5 ani, a fost undeva pe la vreo 15 ani. Știu cum se numea, nu mai știu exact versurile, așa. Dar știu cum se numea, se numea Moartea fluturelui. Moartea fluturelui. Și știu ce am scris acolo, deci nu știu versurile, dar știu tema pe care am scris-o în poezie. Am descris un covor. Deci, practic, asta era un fluture desenat pe un covor, un fel de mileu, dar nu de la de masă, ci de fel de preș. Și cum a murit preșul ăsta? Ideea era că eu vedeam... Nu, eu vedeam cumva fluturile că tridimensional pe acel preș, adică îl vedeam cum dă din aripi, dar dă din ce în ce mai încet, ca și cum se stinge încetul cu încetul. Dar de ce? La 15 ani, nu știu, mi se pare o profunzime... Ieșită din comun să faci o astfel de poezie. E ceva ce te-a marcat în copilărie? Aveai vreo pasiune pentru fluturi? Te-a impresionat faptul că trăiesc o zi? E vorba aia că fluturile trăiește numai o zi? Nu, la vârsta aceea habar n-aveam că fluturile trăiește. Aveai insectar? Nu. Nu știu, dar că eu am o fobie și acum de viespi, adică... De când mă știu copil mic, dar de fluturi nu m-am legat niciodată, n-am prins. Nu e un borcan cu viespi. Nu. Dar ți-a venit așa imaginea, ai vizualizat-o și ai transpus-o în... Pot să vă spun că referitor la imagini vizuale, mama mea care este secretara șef la arte plastice la noi la Iași, de mic copil mă ducea și am crescut în acest mediu al galeriilor de arte. Și cumva, nu neapărat că a fost un fluture, putea fi, nu știu, o mașină, un bloc, o orice, dar eram fascinat de aceste imagini pe pereți care erau tablouri. Nu știam că tablouri de când eram copii, dar știam că sunt niște imagini care reprezenta altceva. Și fiind atât de multe pe un perete, parcă eram transpus așa în altă lume. Și aia a fost prima poezie pe care ai scris-o. Da. Da, deci ai luat efectiv pixul în mână, stiloul ce ai luat și ai început să scrii. După care ai scris constant sau cu pauze? Cu pauze. Pauze din 5 în 5 ani? Nu chiar. Am mai avut tentative în liceu. Nu, era 9-12 deja. Nu, în 5-8 nu n-am mai avut. Chiar am avut o pauză foarte lungă de... Cât era? 4 ani. 4 ani. Și am început să scriu un pic de teatru. Și după aceea m-am reîntors la poezie.
Și cartea asta de poezii o găsim în librării? O ai, nu, ai publicat-o? Nu, și vă spun și de ce. Când am lansat-o în 2015, nu am publicat-o cu scop de vânzare. Pentru că eu am fost și sponsorizat de către o doamnă care locuiește în Germania, care m-a găsit, m-a contactat. Cum și te-a găsit? Pe Facebook. A văzut că postai acolo ceva? Da. Nici nu mai știu, postam eu cumva pe un cenaclu literar de la noi din Iași, care acum nu mai există acea pagină. Știu că mi-a dat like, ea se interesa de niște cursuri la mama la facultate. Atunci am văzut-o și îi spuneam de chestii, că am o pasiune de poezie, mai public acolo. Și dumneavoastră mi-a spus, da, zic că, măi, da, uite, noi chiar căutăm tineri talentați, vrem să ajutăm, nu vrei să te ajut cu o lansare? La început am fost un pic ezitat, a zis că, doamne, dar știți... Ai zis, da, să rămână, dar să nu câștig bani din asta, că eu sunt actor și trebuie să păstrez zona aia, că actorii nu fac... Și am început să mai cer păreri pe la cenacuri, de la diversi scriitori, diversi prieteni care erau mai inițiați ca mine, și a zis, măi, uite, am și eu o poezie astea, tu ce zici? O părere sinceră, ea spune, merită sau nu merită? Toată lumea mi-a confirmat că da, și atunci am... N-am înțeles de ce nu ai vândut, de ce nu vinzi cartea. Pentru că eu consider că a fost și un volum de debut în care a fost practic un cadou pentru oameni. Și de asta n-am ținut morțiși să vând. Păi, ok, dar unde ai zis pentru oameni? Atunci unde o găsim? Se găsește în bibliotecile naționale. Ah, ok. În librării... Mai merge lumea la bibliotecă? Merg. Eu sper că Și dacă mergi la bibliotecă, mergi să citești poezii? De ce nu? Mergi să studiezi. Eu de obicei luam... Să o iei poezia acasă, să o citești. Da, e așa. Asta e curios la mine, vă spun sincer. Eu nu prea suport să merg în biblioteci. Și vă spun și de ce. Pentru că eu mi-am adunat o bibliotecă foarte bogată acasă. E cam... Dacă îi luăm peretele acesta din față, cam cât peretele ăsta e prin biblioteca. Aveți că și noi avem una. Da, am văzut. E plină de cărți. Da. În sertare. Dar poate va fi o dată plină de cărți. Dacă ești binevoitor să ne ajuți și să ne donezi niște cărți din biblioteca ta. Categoric. Da? Cu mare drag. Facem așa. Și nu suport să merg la bibliotecă, pentru că atunci știi că trebuie să ai grijă de ea, să nu o mâzgălești. Așa toate cărțile din biblioteci, majoritatea sunt mâzgălite, sunt pline de pici de carioca. Dar ce se întâmplă dacă nu duci cartea înapoi? Nu știu, că nu merg acolo, adică niciodată nu mi-am pus întrebarea asta. Țin minte că în facultate aveam material de studiu și nu le găseam decât la bibliotecă. Nu mai poți împrumuta alta, dacă te duci din nou, nu mai poți împrumuta. Și țin minte că eram foarte stresată să duc în termen cartea, să au-l înapoi. Și acum mă gândesc, ce se întâmplă dacă... Dacă întârzi plătești și dacă nu înapoi, ulterior nu mai poți împrumuta de la ei. Am văzut că ai o pasiune foarte mare pentru Eminescu și sunt curios de ce te-a atras atât de mult autorul acesta. Pasiunea mea pentru Eminescu a început când eram în trupa de teatru de la Ateneul Tătăraș, de la noi din Iași. Doamna profesor de acolo a zis că vrea să facem un proiect pentru ziua lui Eminescu. Și mie mi-a dat ca rolul lui Eminescu din corespondența lui cu Veronica Micle. Am făcut un recital Eminescu și noi am zis să facem ceva mai diferit, să nu facem poezii, să ne punem în fața microfonului Oda în Metro Antic, la. Hai să facem ceva mai diferit. Și am făcut un recital din corespondența lui Eminescu cu Veronica Micle. Doamna profesor mi-a dat libertate absolută, care scrisori, ai cartea de scrisori, care era un volum atâta, de la o ediție de lux, pe care așa acum l-am făcut și eu rost de el și l-am acasă, și a zis că, Tudor, ai libertate absolută, alegi ce vrei. Și eu, care nu știam nimic, zic, ok, da, aleg ce vreau, dar de unde să încep? Și, da, pur și simplu eu am făcut o chestie, am deschis cartea efectiv random, deci fie ce-o fi, am deschis așa, am văzut scrisoarea de dragoste numărul nu știu cât, din anul 1800, nu știu cât era. Am citit-o și am zis, băi, foarte tare, frate. Bă, uite ce sinceritate, ce om cu adevărat îndrăgostit. Hai să mai citesc încă una. Și încă una, și încă una. Mi-am făcut eu așa o compilație de texte, iar doamna, asta mi-a plăcut mie cel mai mult.
se uită și doamna, se, da, chiar ai ales foarte bine. Chiar foarte bine ai ales. Și tot așa, și când am luat și premiu atunci la festivalul de la Luceafărul, de interpretare, și văzând că am devenit bun pe chestia asta, a zis că eu vreau să-l descoper că pe mine și mai departe, nu să rămân aici. Și mi-am făcut rost de volum de la ediție de lux, de obicei, adică de aia comentat toată opera integrală. Și am început cu poeziile, cea mai cunoscută latură, după care am zis că vreau să-i văd și proza. Și după aceea aflasem de abia mult mai târziu că are și teatru. Eu nu știam că Eminescu are și teatru. Și când am aflat, am zis că, bă, gata, ăsta e dacă să fii de căpătâi. Aflat, deci, dacă tu ai aflat mult prea târziu, imaginează-ți noi cât de târziu am aflat. Deci, noi acum am aflat. Tudor, ești foarte simpatic și mulțumesc. Cu siguranță o să te mai chemăm la emisiune. Spune-ne și nouă o poezie. Cea mai de suflet, așa, poezia ta. Da. Am. Nu mai am pix. Păi ce faci, o citești? Dă, așa ți-o spun și eu. Dar nu, nu, deci eu am o regulă, nu spun pe de rost, nu recit poezii de ale mele. Dar de ce? Nu, pentru că vreau mai degrabă să fac o lectură blank a poeziilor mele ca să ofer publicului posibilitatea să-și dorească, să le citească ei. Dar și să le ofer posibilitatea de interpretare. Da, da, da. Adică m-ai făcut să-mi doresc să citesc poezia. Dă-mi, nu, dă-i-o lui Iosif. Dă-i-o lui Iosif să o citească. Imediat. Stai, dă-i poezia. Dă-mi una de dragoste. Da. Deci e creația ta. Eu am făcut aici un fișier separat în care eu le-am ales din primul volum. Eu am și un al doilea volum în lucru. Și aici vreau să fac o mică paranteză. Cel de-al doilea volum care se află în lucru scriu foarte rar la el. Și am să spun și de ce. Scriu la el doar atunci când simt că am inspirația maximă. Dacă nu simt 100% să scriu poezia aia, nu scriu. Tudor, dacă în momentul ăsta, da, sincer, simți că ai inspirația maximă, noi te lăsăm să scrii poezia. Acum nu am. Acum nu am și de... nu pot, la modul cel mai sincer nu pot. Mi-a spus la un moment dat cineva, măi, când te văd îmi vine să scriu o poezie despre tine. Mă gândeam că și tu simți la fel. Mai e și Iosif lângă tine, Ben aici. Când să hai că mai avem două minute, hai să scriem poezia, să spunem poezia. Ce am dat lui este una poezia... Una mai simplă, te rog. E mai simplă, dar e cea cu care am câștigat un concurs. E cea cu care am câștigat un concurs. E o mărturisire. O mărturisire, ia să vedem. Iosif, mărturisirea lui Iosif. Tu deja pleci? Încă nu. Poezia începe cu eu plec. Hai, citește-o că nu mai avem timp. Bună seara, tata, am să-ți mărturisesc că m-am gândit la ce am discutat noi mai demult și am decis să plec, să te las să trăiești bătrânețea în liniște. Însă, nu-ți spun unde plec. Știu că te dezamăgesc după cum te uiți la mine, deoarece nu-ți spun unde plec. Ceasul bate că e vremea să fiu bărbat și să fiu pe picioarele mele. Tată, ești trist. Știu că ești trist. Despărțirile sunt întotdeauna triste, eu nu știu unde plec, tată, dar mă gândesc ce lume deschisă mă așteaptă. Voi întâlni buze roșii, pământ străin, lume nebună, s-ar putea să mă opresc la unul dintre acestea. Dar, tată, să știi că eu te iubesc și buzele roșii și pământul străin și lumea nebună, în fond, poate, mi-o caut cu lumânarea în zori de zi. Eu plec, tată, drumul e lung și mă așteaptă. Voi închide ușa după ce ies, tată, și știu... că de dor, aceasta nu se va mai deschide. Am să te sărut acum pe frunte. O seară bună, tată. Foarte emoționant, mai... felicitări. Mulțumesc. Cele mai frumoase foarte momente frumos. Sunt astea în care din râs dăm un plâns și tot e încărcat așa de emoție. Tudor, o să fie, cu siguranță o să fac rost de albumul, volumul poeziilor tale, chiar dacă trebuie să merg la bibliotecă pentru asta. Dacă vreți, vi-l pot trimite și eu în format PDF. Trimite-l în format PDF, dar cred că e altceva când stai cu o carte în mână. Da, și clar, simți de asta nu suport de... majoritatea cărților PDF și mă chinui să le găsesc. Cu ce păpușă vii data viitoare? Cu care vreți, eu vă arăt poze, filmări. Cu balerina. Cu balerina. Bine. Tudor Andrei Ostafie, actor, păpușar și poet.
Da? Am zis bine? Sau scriitoră? Te-a pus și de proză? Am lucru volumul de dramaturgie pentru teatru de animație. Asta, e un artist, într-un cuvânt. Luăm o scurtă pauză de publicitate și rămâneți alături de noi pentru că vine în platoul Fresh Access Gabriel Toncean pentru a cunoaște omul din spatele unui campion. Este la al doilea mandat de președinție a Federației Române de Cultură și Fitness. Abia îl aștept. Despre el că este campion, că pregătește campioni, că aduce aur în România și lacrimi de fericire. Este președintele Federației Române de Culturi și Fitness și vicepreședintele Federației Europene de Culturi și Fitness și m-am îndrept să spun că mi-este prieten. Gabriel Toncean, bine ai revenit la Fresh! Bine v-am găsit din nou, aceeași echipă frumoasă, tânără și frumoasă. Anisa, dar nu ție doar ție prieten, și nouă ne prieten. Nu știu ce să spun, eu am vorbit în numele meu, mai departe. Deci sunteți frați, nu? Da, dar parcă ați fi frați. Da, aduc așa. Puțin. Cum ești? Cum a fost drumul? Foarte bine. Bun. Bine. De unde vii? Mă bucur, vin de la Mureș, chiar de acum câteva minute am ajuns. Vin și cu veștile bune, după cum probabil ați aflat, am reușit să ieșim campioni europeni. Este pentru prima dată în istoria Federației Române de Cultură și Fitness când am reușit acest record. Și sper să nu fie ultimul și să mai am ocazia să vin să vă spun lucruri frumoase. Am avut o competiție acerbă cu aproape 1000 de sportivi și România pentru prima dată a ieșit campionă europeană. Unde? Un motiv mare de mândrie. Unde? În Spania, da. Bine, deja ne-am obișnuit. Tu ești la al doilea mandat și faci performanță. E al treilea mandat. Era al treilea, uite, da, vezi, ani. N-am fost la curent, dar ne dai acum vestea. De când? De 9 sunt președintele Federației. Doamne ajută. Și de ce crezi că până acum nu am ieșit campioni europeni? Greu de spus, pentru că în sport toată lumea pleacă de la același start și ajunge la același finish. Dar timpii sau rezultatele sunt diferite. Nu, cred că nu am fost suficient de pregătiți. Anul acesta am mers pregătiți din toate punctele de vedere, chiar am zis că am dominat inclusiv psihic pe concurență. Dar cum deci poți să domini psihic într-o astfel de competiție? Primul rând, prin prezența noastră. Atât prezența fizică, pentru că este cea care face diferența la locuri, dar și prin prezența noastră ca lot național. Un lot național organizat, bine echipat, cu un comportament super elegant și organizat, mă refer și din punct de vedere al lotului național, adică tot timpul cei care nu participau erau în sală și susțineau ceilalți concurenți care urmau să intre în competiție. Uite, eu m-aș arunca să spun că tu ai schimbat fața culturismului în România. Faci un culturism elegant și disciplinat și am văzut asta la sportivii tăi. Contează foarte mult disciplina, eleganța, cum spuneai tu.
Și tu n-ai forțat lucrurile, tu într-un mod natural le-ai indus treaba asta și mi se pare... Mai șoptez așa și mai spun că seamăn cu Putin, că mai ies așa, glumesc. Nu. Într-adevăr, am reușit cu echipa pe care o am, pentru că echipa este cea care a reușit acest lucru. Am reușit acele lucruri încât inclusiv fermoarul să fie închis până la același nivel la bluză. Adică să nu mergem, unul să aibă fermoarul în partea de jos, celălalt în partea de sus, celălalt cu bluza desfăcută. La noi nu există așa ceva. E foarte importantă disciplina. Conduita, asta, etica, comportamentul. Asta vine la pachet cu o echipă, bănuiesc, ai în spate o echipă. Cu siguranță, exact asta spuneam. Pregătită deci, tot de el. Nu, deci am avut anumite momente, mai ales la începutul perioadei în care am fost ales președinte, în care probabil dacă aș fi cedat sentimentelor pe care le aveam și emoțiilor, nu ajungeam și nu aveam aceste rezultate. A trebuit să fii riguros. Exact, și să îi las pe antrenor să-și facă treaba. Pentru că până la urmă, scuză-mă, Anisa, că te întrerup, am avut un moment, vă dau un exemplu banal, când la un campionat balcanic, unul dintre campionii noștri venise cu soția și el ne impunea sau stă cu soția în cameră și concurează sau pleacă. Și, sincer, eu aș fi vrut să cedez eu și el să rămână, pentru că scopul și interesul nostru era să-și obțină medalia. Și antrenorul lotului a spus nu, în cazul în care el rămâne cu soția, plec eu. Și atunci a fost momentul când mi-am dat seama că sportul este sport, întrunirile la lot sunt întruniri la lot, vacanțele sunt vacanțe, timpul petrecut cu soția este timpul petrecut cu soția. Tu știi foarte bine asta, ai familie, ai 3 copii, să fie sănătoși, mulțumesc. Doamne ajută! Hai să vorbim puțin despre omul Gabriel Toncean. Știm, vedem performanțele pe care le faci, dar cum ai fost tu? Ai fost așa dintotdeauna disciplina? Cum a fost copilăria ta? Una frumoasă, educată, cu părinți care s-au gândit la mine și la educația mea, cu vacanțe foarte multe petrecute cu familia. Nu am scăpat o vară în care să nu mergem la munte, la mare, așa cum era atunci, așa cum se putea atunci. Pentru că știm bine, în anii comunismului era cu totul și cu totul altă posibilitate față de ceea ce este astăzi. De la ce vârstă ai început să iei contact cu sportul? De la 3 ani. Deci părinții mei m-au pus la 3 ani pe schiuri. Ei erau sportivi, da, sau de ce, da, au pus accent, da, pe partea asta? Da, da, da. Tatăl meu a făcut fotbal de performanță. Și făcând fotbal, sigur, se pricepea și la restul sporturilor. Întotdeauna un sportiv prinde mult mai ușor abilitățile pentru orice altă ramură sportivă decât unul care vine din afara sistemului. Și după schi m-am înscris la fotbal, am jucat fotbal chiar până la nivel de, hai să zic, centru olimpic, cum erau atunci centrele olimpice. Și eram foarte tehnic, dar nu aveam un fizic bun și adecvat fotbalului. Adică nu eram suficient de robust și de tare pe picioare. Și atunci antrenorii mi-au recomandat să merg, să mă îndrept către sală. Am mers în sală și acolo am rămas. Asta de la ce vârstă? De la 16 ani. Da. Deci faci culturism de performanță? De 31 de ani fac neîntrerupt, cu trei mici pauze în care am avut mici intervenții chirurgicale. Uite, hai să înțelegem puțin ce înseamnă culturismul, pentru că foarte mulți au percepția asta și, deci nu pe puțin i-am auzit, culturismul nu este un sport sănătos pe termen lung. Când devine culturismul riscant pe termen lung? Să delimităm puțin. Am mai auzit și medici care interzic practicarea sportului. Se par niște sfaturi total ne la locul lor, pentru că toată lumea știe, sportul nu face decât să avantajeze și să vindece corpul. Competițiile... În momentul în care, să revin, scuză-mă că te-am întrerupt, vorbeam de culturiști, vorbeam de sport nesănătos. Orice în exces este dăunător. Orice. Inclusiv alimentația în exces, inclusiv orice aliment. Un culturist nu duce sportul la nivel de exces ca să ajungă la performanțe? Ba da, aici ai dreptate și aici într-adevăr sunt cazuri în care din... lipsa barierii la momentul potrivit, sunt mulți care duc la extrem și care se îmbolnăvesc. Sunt foarte mulți. Păi ca să faci performanță nu trebuie să ajungi la exces? Să corpul foarte tare, doar că trebuie să-i dai corpului și pauză. Corpul are nevoie de refacere, de odihnă, are nevoie de timpii lui. Dacă
descoperi că unul dintre sportivii tăi face o alegere nesănătoasă pentru performanță, nu știu, supra-solicitare sau orice altceva în zona asta, stai de vorbă cu el, îl sfătuiești, ce sfaturi le dai, ce recomandări? Fiecare corp are particularitățile ei. Deci fiecare corp are particularitățile lui, scuze, și fiecare corp reacționează raportat la consumul pe care îl are, la odihna pe care și-o atribuie sau la alimentația pe care o șoaște în fiecare zi. Nu simte nimeni mai bine decât cel care este în situație, pentru că diferența dintre antrenament și supra-antrenament este de doar o liniuță. Deci, practic, ei trebuie să stabilească singuri. Ei trebuie să simtă când e acea liniuță și când ei trebuie să se oprească, să facă pauză. La tine cum a fost? În practicarea, când erai... Nu am făcut exces niciodată, nici n-am fost un performer. Nu mi-am dorit niciodată să devin un performer. Nu am fost un tip care să mă simt confortabil în momentul în care aș fi ieșit pe scenă. Și atunci am preferat să iau în latura asta, la manageriatului, organizatului, a faptelor din spatele cortinei, să le zic așa. Ce se vă rezultate? Am devenit pentru prima dată în istorie campion european. Sunt cele mai bune rezultate. Dar asta unde? La masculin sau la feminin? Nu. Deci suntem campioni europeni pe toate categoriile de vârstă. Da? Da. Wow. Deci raportat la punctajul obținut de toți sportivi, o să facem un clasament pe națiuni. Ah, ok. Și la clasamentul pe națiuni am luat locul întâi. Deci suntem cei mai buni dintre cei mai buni. Ce înseamnă performanța asta pentru culturismul din România? În primul rând, o mare obligativitate pentru ceea ce urmează. Pentru că... Știm că nu e așa de greu să obții pe cât e greu să menții. Ne așteaptă o competiție foarte importantă, campionatul mondial, care un campionat mondial s-a împărțit acum în mai multe locații. Fitness-ul se organizează în Coreea, vom merge în Coreea în 18-23 octombrie. Avem campionatul mondial de juniori de masters în Iran, în Teheran. Și avem campionatul mondial de culturism seniori în Spania. Și câți sportivi merg în Coreea? Lucrăm încă la lotul național, dar probabil cu antrenor, cu tot ce se va strânge lotul, va fi undeva între 20-25 de persoane. Și avem șanse? Ha, nu! Hai să zic că nu avem șanse și venim câștigători ca de fiecare dată. Știu că așa ai spus și data trecută. Șanse sigur că sunt, pentru că, repet, inclusiv arbitrii și lumea știe că suntem români și știe cu mândrie că suntem români. Îmi spunea omologul meu, președintele Federației din Spania, că în acest an, în sala din Spania, s-a vorbit și s-a cântat românește. Wow. Da. Oricum ești vicepreședintele Federației Europene. Mi se pare... Ești primul român care a avut acces în, nu? Da. În nu a fost niciodată niciun român, deci în toți anii de existență ai Federației, niciun român nu a acces în vreo funcție de conducere, cu atât de mult să fie și vicepreședintele Federației. Ce beneficii aduce, de exemplu, o astfel de performanță? Uite, a adus campionatul european. Tocmai asta zic, faptul că am câștigat titlul european, ce beneficii aduce poate sportivilor, culturiștilor din România? Ei au anumite premii, de exemplu, financiare sau... Da. Foarte multă lume nu știe. Sponsor. Pentru că niciodată n-am ieșit public și cred că și nici n-am considerat de altfel că ar fi necesar să ieșim ca și o laudă sau nu mi se pare, cel puțin din punct de vedere al moralității noastre, să ieșim cu asemenea lucruri. Dar, într-adevăr, sportivii, cei care sunt doar cei care sunt finaliști, toți finaliștii primesc premieri de la minister respectiv federație. Adică vedem David Popovic, care a fost remunerat destul de mult din partea statului. Toți am înțeles că a fost o excepție. A fost și un complex al factorilor și al expunerii media, pentru că media a avut un rol determinant în această situație. Campioni mondiali sunt foarte mulți, chiar și români sunt mulți campioni mondiali. A fost o excepție, este foarte greu. Înțeleg și, hai să zic, statul și cel care plătește, foarte greu să dai atâția bani pentru o competiție, pentru că totuși campionatul mondial este o competiție. Și vorbim de N ramuri sportive sau de N activități unde avem posibilitatea să ieșim campion mondial. De ce nu ai acceptat funcția de ministru al sportului? Nu cred că am fost suficient de pregătit la acel moment. N-am fost suficient de pregătit și
am știut că e o funcție vremelnică. Trebuia să renunț la proiectul Federație pentru că era o chestie de incompatibilitate și am preferat să merg mai departe cu proiectul pe care l-am pentru că am promis că o să fac un proiect pe termen mediu și lung și nu am dat greș. Fiindcă dacă acceptam acea funcție de ministru, pentru o scurtă perioadă de timp eram ministru și ulterior și pierdeai funcția un mecanism, de... sigur, automat. Deci a fost o alegere între cele două. Dar acum ai fi pregătit? Da, acum aș fi pregătit, doar că nu aș pleca de la Federație. Deci pregătit din punct de vedere profesional sau psihic, fără discuții, sunt mult superior ca și, hai să zic, ca și constanță în gândire și în experiență pe care am dobândit-o, dar nu aș pleca de la Federație. Soția ta are implicare în sportul acesta? Da, simplu fapt că mă înțelege. Este o mare implicare, crede-mă, să stai cu trei copii nu este ușor. Ocupăm pe Simona. Da, nu este ușor să stai cu trei copii și sprijinul pe care l-am sau faptul că niciodată nu am avut o problemă în a merge la o competiție în străinătate, unde ea n-au putut să vină, că sunt situații în care mergem împreună sau mergem cu toții, cu familia. Am avut în Malta o competiție în urmă cu o lună de zile, am mers cu toți, de la mic la mare. Am avut posibilitatea să iau cu mine, am luat cu mine, dar sunt, cum a fost acum la campionatul european, unde am avut și congresul, am avut și competiția, și sportivii, nu aveam efectiv timp pentru ei și atunci am preferat ca ei să rămână acasă și să înțeleagă. Și, într-adevăr, ajutorul este adică cel mai mare. Eu de altceva nici nu am nevoie. Ce înseamnă pentru copiii participarea la astfel de evenimente? Cum reacționează? Fetița cea mare și ea face dans de performanță și... Maura. Maura, da. Ea are 11 ani acum și învață ce înseamnă spiritul competitivității și încep să-i placă medaliile, să vadă, să-și dorească să concureze. Ceea ce, de fapt, noi și urmărim, pentru că și noi, în cadrul federației, avem categorii mici. Prima categorie la noi este cea de 6-9 ani. Adică sunt chiar cei mici și ei nu lucrează cu greutăți, nu-și forțează corpul, lucrează doar cu propria greutate și fac exerciții de gimnastică și etalarea corporală. Trebuie să fie antrenat de mic pentru a deveni campion? Nu, avem și campioni care s-au antrenat de mari. Știu că aveți un pompier Alfred, avem și instalator și Albert Mufturel. Așa? Da, el acum este la trupele speciale, la Dolj. Avem profesor universitar care s-a apucat foarte târziu de sport prin, ce să zic, la 49 de ani, dacă bine mi-aduc aminte, și la 52 de ani e și campion mondial la Masters. Deci nu neapărat. Dacă ai un genetic bun, pentru că geneticul face diferență, dacă ai un genetic bun, geneticul poate să te ducă departe. Dar de la ce vârstă e recomandat să intri în sală? Pentru că știu că dacă te apuci de mic, poți să ai probleme cu înălțimea, așa îmi spunea cineva când eram eu mai mic, să nu mă apuc de mic. Oarecum. Întotdeauna am recomandat părinților, nu. Deci întotdeauna am recomandat părinților, în momentul în care își dau copiii la un sport, indiferent care ar fi el, să facă sport supravegheat. Pentru că sunt într-adevăr cazuri, și vorbesc aici de sală, unde copiii merg la 12, 13, 14 ani și s-apucă de ridicat greutăți. Adică fără să fie monitorizați, să exact, fără să fie. Noi în cadrul Federației Române de Culturi și Fitness, exact cum v-am mai zis, noi avem și acredităm acei instructori și facem raportat la cerințele românilor, pentru că românul are particularitățile lui și are felul lui de a fi. Văd în sălile din Germania, de exemplu, nu merg așa de tineri în săl. La noi, vârsta este mult mai precoce față de Occident. Ceea ce mă bucură, dar cu condiția că ei să fie pregătiți de adică e bine la o vârstă sigur, precoce? Sigur. Dar supravegherea. Supravegherea. Știam că oprește cumva... Oprește dacă lucrezi cu greutăți. Dar... Atâta timp cât lucrezi cu greutatea ta corporală, nu are ce să facă. Și sunt N exerciții pe care le poți folosi, care să lucrezi doar cu greutatea corporală în sală. Acum să te întreb. Cum este să fim politică? Tu, un om atât de disciplinat, atât de corect, atât de... Cu ce gând ai intrat? Eu știu că tu vrei să transformi Reghinu, să-l faci un loc minunat pentru copiii tăi și pentru locuitorii și probabil că o să mergi mai departe. E loc de oameni corecți? Că toată lumea spune că în politică sunt e multă mizerie. Sunt foarte mulți oameni corecți. Este și mizerie, într-adevăr. Este foarte multă minciună, e adevărat, dar sunt și foarte mulți oameni corecți. Am avut norocul să întâlnesc astfel de oameni.
oameni dedicați, sufletiști, familiști. Și ca în orice pădure există și uscăciune. Asta se întâmplă și în sport, se întâmplă... Și ce faci cu uscăciunile? Că uite, ești președintele Partidului Național Liberal din regiune. Într-adevăr, diferă în politică față de sport. Dar, până la urmă, interesul este același. Să câștigi. Pot schimba lucruri. Dacă n-aș fi crezut că pot schimba, nu m-aș fi implicat în proiectul ăsta. Nu e un proiect ușor, e cel mai greu proiect pe care l-am avut în viața mea. Am fost intrat în multe proiecte și în business, și în politică, și în sport, și în multe altele, dar e de departe cel mai greu, pentru că nu depinde de tine. Deci depinde tot timpul de cei care sunt în jurul tău și de, hai să zic, implicarea lor. Hai să vedem așteptări și dezamăgiri pe care le-ai avut de când ești la conducerea partidului. Păi, în primul rând, dezamăgiri. Dezamăgire, o mare dezamăgire pentru mine a fost când am fost schimbat pe lista de parlamentare, am fost trecut de pe locul 1, pe locul 2 pe listă, înainte cu câteva zile de a se finaliza listele. Cu toate că organizația județeană dorea cu totul și cu totul altceva, adică să rămân locul 1 pe listă. A fost un context și acea problematică cu situația de la apele române, când toată lumea era împotrivă și am avut neșansa și ghinionul ca cel care era locul 1 pe listă să fie chiar fostul director de la apele române și situația așa de combătută. Așa s-a crezut că e bine, așa s-a mers. Și n-am reușit să prinde decât un post de parlamentar. Ca și dezamăgire, ca și lucru bun, am reușit să facem o familie extraordinară și acolo, oameni veniți din toate ramurile de activitate, oameni care sunt total dezinteresați din punct de vedere material să câștige ceva sau să aibă anumite ținte pe care să și le îndeplinească și am creat niște prietenii superbe. Uite că fără să facem reclamă vreunui partid, de ce ai ales partidul din care faci parte? Pentru că sunt un om de afaceri și pentru că, în general, oamenii de afaceri se identifică cu acest partid. Nu am mai primit propuneri și înainte, chiar am răspuns negativ cu acel niciodată nu voi intra în politică, până la un moment dat, când mi s-a făcut o propunere, chiar aș putea să spun de la cel mai înalt nivel, și n-am putut să o refuz, fiindcă oarecum trăsăturile mele se potrivesc partidului respectiv. Atunci am încercat, am zis să încerc să fac și aici ceva. Și nu mă las până nu o să fac și aici ceva. Și o să las ceva în urma mea. Planuri pe termen lung? Din punct de vedere politic? Politic, da, deocamdată. Da, din punct de vedere politic, pe termen lung, cel mai bun plan pe care ți-l poți face e ceea ce faci astăzi. Pentru că în politică ceea ce faci astăzi nu e valabil și mâine. Da, noi suntem obișnuiți cu promisiunile, știi? Știu, nu. Și aici să știi că am pierdut. Am pierdut foarte mult pentru că niciodată n-am putut să promit oamenilor lucruri pe care nu le pot rezolva sau să știu că în sufletul meu există o contradicție între ceea ce spun și ceea ce se poate face sau ceea ce este realizabil. Eu știu foarte bine asta pentru că ne cunoaștem destul de bine. În drumul tău către succes, ai avut parte de eșecuri, de un eșec major? Cu siguranță, da. Care a fost momentul de cădere al tău? Momente au fost multe. Înainte de succes, întotdeauna, cel puțin din ce mi-amintesc eu în viața mea, am avut câte un eșec. Iar acel eșec m-a făcut să îmi schimb direcția. Inclusiv la federație. Când am candidat prima dată cu 13 ani, am pierdut la un vot. Deci am pierdut la un vot. Și cum ai simțit eșecul ăsta, pierderea asta la un vot? Ca un act de trădare, pentru că seara discutasem și aveam două cluburi în plus, iar acele două cluburi pe care eram nesigur și care mi s-au dovedit a fi ulterior cele care au schimbat clasamentul, s-au întors. De seara până dimineața. Și am pierdut la un vot. Următoarele alegeri le-am câștigat cu 75%, și celelalte două alegeri le-am câștigat cu 100%. Au venit după ce am pierdut la un vot. La fel și în politică. Pierzi, ridică-te, scutură-te și du-te mai departe. Da. Despre educația copiilor tăi, îi îndrumi spre performanță. Da, și le inspiri, adică le dai spiritul ăsta de competiție, de... 100% da, și ai fost la noi acasă și ai văzut, crede-mă, niciodată nu mi-am certat copiii. Dar niciodată. Nu i-ai certat? Niciodată. Dar sportivii cerți?
Sau care e metoda ta prin care faci omul să se simtă, să intre în pământ de rușine? Asta e. Când vă face observație Gabriel Tăncean, intrați în pământ de rușine. E nevoie de o privire. Ai ceva al tău. Așa e și am considerat întotdeauna că prin discuție sau prin a transmite oarecum gândul pe care l-ai de transmis, să-ți rezolvi mai ușor situațiile decât prin a certa sau a crea conflicte. Pedepsești? Nu. Nu pedepsești? Nu. Sunt omul extremelor. Da sau nu? Faci, te duci mai departe, nu faci, rămâi acasă. Nu o consider o pedeapsă. Este cea mai bună lecție de parenting, că acum sunt la modă foarte multe cursuri de parenting, dar Simona cum este? Mamă. Și mi-aduc aminte și eu de maică. De fiecare dată, orice era posibil. Țin minte că nu vreau să mănânc și mi-ascundeam cărnița pe care mi-o rupea bucățele, mi-ascundeam în cartofi ca să nu se mai vadă și ziceam că am mâncat toată carnea să mă lasă să merg la fotbal. Și maica mi-a vedea ce fac și l-am afară bucăia și zicea: bine, bravo că ai mâncat, du-te. E bine și așa, nu? Trebuie să fie echilibrat cumva. Este, într-adevăr. Este, dar regulile sunt reguli. Da. Asta zic, pentru performanță nu trebuie și rigurozitate. Foarte multă. Foarte multă și asta de multe ori face diferența. Spre exemplu, în perioada de vacanță, fac o paralelă cu familia, în perioada de vacanță, fiica mea are acces la telefon o oră pe zi. Dar vreau să vă spun că în momentul în care se împlinește acea oră, fără ca eu să-i spun, bine, își folosește telefonul mai multe porțiuni. Adică asta, în momentul ăsta îl ia 15 minute, după aceea îl mai ia 20 de minute și își face o medie. Și sunt cazuri când, într-adevăr, o monitorizez și văd. În momentul în care se împlinește o oră, își ia și pune telefonul pe masă, fără ca eu să-i spun ceva. Ai spus în perioada de vacanță. În perioada de vacanță. Iar că nu e vacanță? Nici atât. Adică nu stă pe telefon? Nu prea, nu. Are ce să facă, pentru că citește, are lecțiile de făcut, umblă la dans, a făcut pian, umblă foarte mult în excursii. Nu văd un câștig pentru copii. În vacanță unde mergeți? Că suntem pe finalul emisiunii. Anul acesta cred că o să stăm acasă. Este pentru prima dată după atâția ani în care, hai să zic, nu ne petrecem acel tradițional concediu de vară, dar coroborat cu faptul că vedem atâtea probleme în orice aeroport internațional, fie că este în Europa sau oriunde altundeva în lume, nu vrem să riscăm și nu punem siguranța copiilor și liniștea copiilor în pericol pentru o vacanță noastră, care va putea fi și după aceea când se vor liniști lucrurile sau... Sau poate fi și în România. Sau poate să fie și în România, pentru că avem atâtea lucruri frumoase pe care nu le-am văzut. Mă bucur și mult. Și chiar vă aștept să veniți la Reghin. O să vedeți o zonă extraordinară. Noi am fost pe la Lăpușna, în zona aia. Da, e aproape. E super. Super. Da, am fost de foarte multe ori în tabere, mergeam pe acolo. Mi-aduc aminte de Lăpușna, când am fost cu Simona ultima dată, ea fiind din zona Moldovei, îi spuneam, este o zonă populată cu urși, cu... Ea credea că eu vreau să sperie. Și n-a trecut un minut jumate, ursul a arcat cu doi pui exact în fața mașinii. Wow. Da, e o zonă superbă. Chiar este, într-adevăr. Mă bucur mult că ai venit la noi. Și eu. Gabriel, acum unde mergi? Mergi la Reghin înapoi? Nu, mai am foarte multă treabă în București și am venit pus pe treabă. N-am timp de pierdut, chiar dacă este vacanță. Succes. Mulțumesc mult și mă bucur că v-am văzut. O îmbrățișăm și pe Simona, pe Maura, pe Eric și pe Amelia. Da, să fiți sănătoși, să ne vedem cu bine și abia aștept următoarea întâlnire. Și succes la campionatul mondial. Mulțumesc frumos. Da, urmează Luca Tăutu, designer de interior, care o să ne învețe cum să ne amenajăm balconul. Dar știți că pe balcon mai zboară și fluturi. Da, e posibil dacă stăm în aer liber și avem o terasă să mai vedem așa un fluturaș cum se așează. Fără fluturi nu putem. Abi, știați că fluturii știam. Hai să vedem ce nu știam despre fluturi. Știați că fluturii sunt ființe cu sânge rece? Ei bine, ca să poată zbura, fluturii au nevoie de o temperatură corporală de aproximativ 29,4 grade Celsius. Aceștia nu își pot regla temperatura corpului, drept pentru care temperatura mediului în care trăiesc are un impact major asupra abilității lor de a funcționa. Atunci când este cald, aceștia preferă să își întindă aripioarele și să vegeteze. Dacă temperatura scade prea mult, fluturii devin imobili și nu se mai pot hrăni sau apăra de prădători. Iar apropo de prădători, de cele mai multe ori fluturii zboară în linie dreaptă ca să-i sperie pe prădători.
Pe de altă parte, există și fluturi otrăvitori. Aceștia e lesne de înțeles, n-au nevoie să alerge într-o linie dreaptă pentru a-i pune la distanță pe prădători, pentru că sunt otrăvitori. Deși în general fluturii preferă nectarul florilor, aceste insecte sunt de asemenea atrase de sodiu, dar fluturii amazonieni apelează la o sursă specială de sodiu, și anume lacrimile țestoaselor. Aceste animale sunt ținta preferată a fluturilor deoarece sunt foarte lente. Practic, fluturii, dacă stăm să ne gândim, se hrănesc din durerea țestoaselor. Femela fluture sau colibri poate depune până la 200 de ouă, fiecare într-o singură sepală. La fel ca elefanții, fluturii au trompă care le permite să absoarbă lichidele. Fluturii sunt al doilea animal cu cele mai multe specii de pe planetă. Oamenii de știință estimează că există în jur de 150.000 și 200.000 de specii diferite de fluturi. Evident, nu sunt doar fluturii aceia frumoși, drăgălași, simpatici pe care îi vedem în natură și pe care toți copiii îi admiră. Sunt și fluturii care ne dau bătăi de cap seara atunci când este o sursă de lumină, iar noi vrem doar să ne relaxăm la răcoarea lumii. Fluturii simt gustul cu picioarele. Receptorii pentru gust se găsesc pe firavele lor membre. Iar ultimul lucru pe care îl aflăm astăzi despre fluturi este că fluturii monarh sunt cunoscuți pentru lungimea migrației lor. Aceștia parcurg în fiecare an aproximativ 4.000 de kilometri. După ce ajung la destinație, femelele depun ouă, iar noua generație va călători înapoi, completând ciclul. Ne putem bucura de fluturași oriunde, chiar și la noi pe terasă, pe balcon, în curte, dacă avem, după posibilități, da? Important e să fie un cuibușor acolo în care să ne simțim bine și să avem aer curat, să ne bem frumos cafeluța, să fie aer, nu? Dacă stăm la bloc și să fie Raluca Tăutu care ne amenajează balconul și terasa. Bine ai revenit la noi, să iei un microfon, te rog. Bine v-am regăsit. Așa. Da, mai ales în cei doi ani de pandemie, când am stat închiși în casă, balconul a redevenit o prioritate și prietenul nostru. Nu știu voi, dar eu m-am bucurat că nu mi-am închis balconul și a rămas să fie deschis și să vină și fluturași și albinuțe și țânțari, mă rog, nu mai comentăm. Dar există o soluție, adică lăsăm soluție deschis, dar... Da, există. Soluții există. E foarte util să ai un spațiu în care să te poți conecta cu natura și când nu mergi în pădure sau pe munte sau la mare. Și atunci balconul, terasa, grădina sunt niște lucruri foarte utile. Eu am sesizat că există și oameni care au balcon degeaba, doar ca să întindă rufele. Da. Sau curte. Suntem noi doi. Sau curte, treci și vezi că nu e nimeni vara, seara, în curte, nu ai o măsuță acolo, nu un scaun să stai, să de vorbă, să mănânci, să iei cina. Dar există și persoane care stau numai în curte, cum sunt eu. Da, și eu mă trezesc dimineața, îmi beau cafeaua frumos în balcon și seara mai nou mă uit la televizor din balcon din după balcon. Ce a pus soarele și... Noi da? Ne-am pus în foișor așa. Televizor. Da. Ca să V-ați pus balcon. Da, am o logie, n-am un balcon deschis. Așa, și avantajul este că pe lângă plante, lavandă și alte lucruri, ca să mai combatem și din țânțari, avem și un loc de televizor și acolo se aduce televizorul în primăvară și avem panouri de vânt, dacă plouă să le poți trage, și rulouri de umbră ca să nu mori de cald. Deci soluții există. Ce mare transfer. Spațiu! E puțin mai mare decât o baie de bloc, adică are, nu știu, 5 metri pătrați cu indulgență. Dar nici n-ai nevoie. Dar n-ai nevoie. Adică acolo luăm masa 4 oameni, așa mai înghesuit. Adică nu punem fripturi și nu întindem 7 feluri de mâncare, dar o masă care se poate plia poate să existe și în acei 4-5 metri pătrați. Aveți flori?
Da. Producătorul nostru, Adrian Stoica, te face la capitolul ăsta. Nu. Îmi pare rău că el nu participă activ la această discuție, ne urmărește. Dacă vă arăt niște poze, le-a arătat la un moment dat în emisiunea lui Grădina Cornel Botanică Dărmășan. Grădina botanică la el în balcon. Am înțeles. Da. Eu sunt mai așa, foarte practică, îmi trebuiesc mirodenii pentru mâncare și atunci 7 soiuri de busuioc și o salvie rozmarin, că așa, nu mai zicem la ce mai folosim rozmarinul. Așa, da. Și că îl punem în băuturi de obicei, aci pentru ăia este făcut. Și rozmarinul la gin. Limonada. Și alte... Credeam că faceți vită la grătar. Da. Și de aia, dar mai rar, așa, vara mai puțin. Deci toate mirodenile, toate mirodenile cu miroase la tine, da, acolo pe balcon. Plus lavanda, am descoperit lavanda de 2 ani de zile și este foarte frumos pentru că și înflorește treptat și atunci ai flori și miros. Tu ai lavanda, Adrian, pe balcon? Are. Iauzi, da. Și mirodenii? Și mirodenii. Super. Vezi? Deci putea să... Iosif, dacă ai treabă, te lăsăm și îl chemăm pe Adrian să ne povestească Absolut, cum e. Absolut, îmi comandam niște flori pentru balcon. Îți comandai flori. Da, am înțeles. Da. Bun. Există însă o problemă. Putem să facem anumite greșeli în amenajarea balconului nostru. Da. Una, să fie foarte cald, să nu poți efectiv să simți efectul ăla de seră, că te sufoci și nu poți să respiri ziua. Uh-huh. Sau să plouă, da? Și să nu poți când plouă să te bucuri de prospețimea aerului. Sau ai un balcon destul de mare, o terasă deschisă și nu știi cum să o amenajezi în așa fel încât să fie și ieftin, să arate și bine și să fie și funcțională treaba aia, știi? Cu acum o să copertina. Spun așa, și ieftin și bine și funcțional nu o să se prea pupe ca soluție, dar mă rog, există soluții și așa. Atunci ieftin și care e soluția de mijloc? Soluția de mijloc este, de exemplu, pentru soare să spui niște umbrare. Există acum site-uri pe care poți să cumperi pânze, da? Și aici prețul merge de la mic, le găsești inclusiv la Decathlon. Am voie, n-am voie, nu? Nu, mai spunem câteva. Da. Așa, nu. Păi le găsești la în comerț, să poți Oșan, să le iei. Da, Oșan, da. Ce mai e? Selgros. Da, peste tot. Oriunde ai zone de obicei de camping, departamentul respectiv. De grădină. De grădină le găsești. Așa. Ori firme specializate cu sisteme de umbrire, adică poți să ajungi la nivel de lamele de aluminiu care se strâng, se deschid, au lumină în ele, n-au lumină în ele, pânză de velă pe care o poți pune, mă rog, variația este de la mic până în cer și poți să folosești pentru umbrire. Păi să zici, astea cum le amplasezi acolo? Dacă ai, de exemplu, terasa deschisă și n-ai niciun fel de copertină deasupra, trebuie să le prinzi, au o structură proprie. Și ar trebui strânse, da? De și fiecare strânse. Dată. Ele nu țin la zăpadă. Nu în general, zăpadă. Nu merg în perioada de zăpadă. Există și niște pergole care poate să țină și la zăpadă, dar deja trecem într-o zonă comercială și o zonă în care nu cred că mai bine își face ceva o casă decât să cumpere acel sistem. Deci nu-l recomand pentru o terasă normală. Dacă e vara și e foarte cald, nu-i mai recomanda să ai balcon închis și aer condiționat? Nu. Mai degrabă dacă ai posibilitatea să ai o sursă de apă, să-ți pui unde să picure apa, un ventilator cu apă, cu gheață, îți pui sisteme de umbrire numai deasupra și verticale care se pot trage. Poți să pui și niște, cum se numește, grilaje din alea ca la închisoare, știi cum se purtau pe vremuri la... Poți să-ți pui la balcon interior. Da, cu aer condiționat așa, da, e perfect. Gândește-te că toată apa aia de la aerul condiționat e poluează și tot unde se scurge ea, îți omoară toate plantele. Îți pui un lighean acolo să curgă. Nu, dar, de exemplu, pentru pardoseală, dacă folosești un sistem supraînălțat, da, un lemn pus pe șipci și atunci aerul circulă dintr-o parte într-alta, nu vei mai avea pardoseală atât de încinsă. Deci una dintre greșeli, de exemplu, este să pui gresie, piatră care se încinge. În fiul, poți să dai cu apă, faci saună instantaneu. Altă greșeală, știi? Ce culori nu sunt recomandate? În general să nu folosești culori închise. Da? Gândiți-vă cum ai o mașină care are o tapiserie sau o piele și mai rău neagră și te așezi în ea arde după ce a bătut soarele.
Da? Nu, ar trebui să ai materiale naturale, ratan, bambus, lemn, pânză, bumbac, lucruri care nu țin, căldura nu se încing. Dar copertinele astea, în general, sunt negre. Nu, sunt albe, verzi, bej, da? Negre sunt structurile, păi în general. Păi vezi acum să fac ale albe și... Le faci grej, le faci bej, le faci gri și unei trebuie să poți și spăla. O culoare de aia murdară, da, un bej murdar. Un bej murdar, să-l vezi că e deja... Exact. Da. Și ele, nu, ce, tot ce este pânză, la un moment dat trebuie să-l schimbi. Dar este mult mai bun. Sunt acele... panouri care se pot și înclina, de exemplu, la balcon, da? Poți să spui două țevi verticale și ai niște panouri care poate să scoboare perfect vertical, să-ți facă umbră, sau poți să le întinzi, cum vedeți în Grecia, Italia, în toate balcoanele au acest sistem de umbrire. Cam de la cât pornește amenajarea unui balcon, unei terase, păi în care nu ai nimic? Probabil în care n-ai nimic, poți să pleci de la, nu știu, 2000 de lei, 3000 de lei și poți să te întinzi până vrei. La 20.000. Da, adică dacă ți iei deci un încălzitor, lei... da, minimal poți să faci, da? Deci poți vreo să 500 te... de euro așa, îmi da, spunea cam și așa tot, vreo 500 de euro. Dacă te duci după aia și vrei să spui deck și pe jos, să pui, nu știu, ți iei mobilier mai fancy, ți iei sisteme de umbrire eventual și electrice. Bine, asta după ce ți ai închis, da, oarecum da, ți-ai, ca să ți protejezi. Da. Ai. Dar dacă ții panouri de vânt, închizi, poți să închizi o terasă foarte bine și eu pot spun că stau da, și la minus 20 se poate sta afară, adică oricum plantele mele în ultimii 2 ani supraviețuiesc fără probleme. Dar bine, iarna trecută n-a fost tocmai o iarnă, dar panourile de vânt combinate cu un sistem de încălzire de ăsta pus în tavan. Deci e bine că există sistemul ăsta de încălzire, pentru că eu iarna ies afară, stau cu cojocul pe mine, cu toate cele, și intru în casă cu țurțuri. Deci bine că știu de acest sistem de încălzire. E... Da, și se găsesc Am înțeles că balconul tău e deschis, dar cum recomand să fie balconul închis sau deschis? Deschis. Și cei care l-au închis? Să faci un sistem încât să poți vara, măcar vara, să deschizi toate geamurile, să le lași deschise frumos. Dacă ți-e frică de țânțari și gângănii, există lumânări parfumate, plante care ajută. Spui plase, da. Trebuie să mergem acasă, să dăm geamurile alea jos. Da, măcar geamurile. Noi stăm în chirie, n-avem cum să facem asta. Da, e mai complicat atunci. Se pot face și în chirie, dacă stați pe termen lung. Îi zicem că ne-a recomandat Raluca. Da. Dați vina pe mine oricum. Dați drumul la televizor, la Fresh Access. Sunt omul de care toată lumea zice, deci, doamna arhitect a zis, ce să faci? Ia. Așa, eu cred că se uită la Fresh Access și sigur o să vă spună el că vrea să... Sigur, ne sună imediat după emisiune să nu cumva să facem așa ceva. Nu știu, dar mie personal, mie așa îmi place să fie un balcon deschis, păi măcar când ieși pe terasă, pe scaun, exact, să stai și de ceva, exact, să fie aerul ăla. Nu, și dimineața, așa, mă rog, nu știu cum sunteți voi, dar eu, de exemplu, mă trezesc la 4-5 dimineața, 6 și îmi beau cafeaua frumos. Când ne culcăm noi. Da. Da. Așa, na. Noi ne trezim pe la 6 seara, dar e cam tot aceea. Și e 6 seara. Dar poți să te întreb de ce te trezești la 4-5 dimineața? Pentru că am descoperit la un moment dat în viața mea că între 4 jumate și ora 8 dimineața sau 7, funcție de cum aveau copiii școală, n-aveau școală, nu mă deranja nimeni și puteam să citesc, să-mi fac lucrurile de birou în care puteam să le fac fără să mă deranjeze și să lucrez cât aș fi lucrat 8 ore, și alea 3-4 ore. Te trezești cu ceas? Nu, mă trezesc automat. Și sunt curios la cât te culci. Acum am ajuns să mă culc undeva pe la 11 seara, dar pe vremea când făceam regulat 3-4 jumate 5, la ora 10 mi se închidea ochii și aici la voi în studio dacă eram și se făcea 10 seara, eu adormeam. Cum poți să mă trezesc și eu așa fără alarmă, că eu îmi pun vreo 3 alarme și pe alea nu le-am. Să ai un balcon, știu, să te duci cu drag, să-ți faci cafea.
cafeaua și să ai o atmosferă frumoasă, să te trezești cu drag, știi? La 4:30 să-ți creezi un spațiu așa intim. Da. Și eventual să-ți mai pui și dormitorul pe est, să te trezești odată când răsare soarele, știi? Nu tragi jaluzelele și le lași acolo. Nu știu, așa funcționez eu. Păi el asta face, trage jaluzelele și la ora 12 în amiaza mare, întuneric total în cameră. Da. Bine, acum vreau să nu înțeleagă că sunt puturos. Eu mă trezesc la 8 în ultima vreme. Nu, dar sunt oameni care funcționează mai bine în alte perioade. Am o prietenă bună care la ea dimineața înseamnă la ora 1. Da. Cunoaștem. Da. Probabil se culcă și foarte târziu. Da, da, da. 4-5 dimineața. Exact. Păi cine știe ce activitate? Depinde ce activitate are fiecare. Tocmai, fiecare după activitate. De exemplu, eu noaptea am activitate. Da. Important e să ai activitate pe balcon, da? Da, pe balcon, la aer curat, la aer curat. Exact. Asta contează, Raluca Tăutu, mulțumim mult pentru că ai venit la noi. Pentru că ești designer de interior, uite, să te întreb ce părere ai despre acest platou temporar. Este pentru improvizație, este foarte bine. Nu e așa? Da. Când am ajuns la voi am zis, am ajuns bine sau am ajuns într-un alt șantier? Parcă n-am ajuns la șantier. Și după aia s-a deschis așa o ușă. Și ai văzut paradisul. Da, exact. Stai să vezi cum o să amenajăm. Uite, o să apelăm la serviciile tale. Păi, poate. Aștept să mă... Așa, da, pentru că o să fie ceva deosebit, spectaculos. Mulțumim mult pentru că ai venit. Mulțumesc pe la noi. Mulțumesc de invitație. Am ajuns la final. Așa e, am ajuns la final și... Nu, astăzi e marți. E miercuri, dragul meu. Azi e marți. E marți. Nu, e miercuri. E marți. Cum să fie? E miercuri. E miercuri, da, măi. Noi am rămas... Am pierdut noțiunea timpului, vezi? Așa pățesc și eu când stau pe Incredibil. Balcon. Incredibil, tu să-mi seama, noi am rămas conectați la marți. Ați rămas conectați la... Vezi, dacă ai mâncat tot mâncarea de marți. Bine, oricum, sper că ați avut 3 ceasuri bune. Mulțumim și Advers România pentru tricourile astea frumoase. Trebuie să spunem asta, pentru că, într-adevăr, ne simțim bine în ele. Ca o concluzie, să nu mă mai contraziceți niciodată. Niciodată, pentru că eu știu de acum. Mulțumim, telespectatori dragi, că v-ați uitat la noi. Ne revedem mâine de la ora 16. Până atunci rămânesc cu Alina Iloi Mureșan, pentru că urmează Alături de tine. Lasă-l și pe el să spună ceva. Rămâneți cu Anisa și cu Ben și cu Iosif și cu oricine. La 7 teme importante. Îmbrățișări. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.